30 de secunde, maximum un minut, atât au la dispoziție pasagerii unei mașini care se scufundă să-și salveze viața. Timpul este și mai scurt dacă autoturismul se răstoarnă. Cum evadăm dintr-o mașină scufundată sau distrusă? Am apelat la specialiști care ne arată într-un experiment observator ce este de făcut în cazul unui accident similar celui din Caraș. După impact, după răsturnare, suntem în stare de șoc, suntem dezorientați și este important să, în primul rând, să ne verificăm starea, integritatea fizică. Situația este complicată dacă mașina se răstoarnă în timpul accidentului. Pasagerii vor fi atunci cu capul în jos, exact în zona care se umple prima cu apă. Primul lucru, trebuie să ne găsim un punct de sprijin, detensionăm centura și ieșim cât putem de repede către primul geam. Din cauza presiunii apei, ușile rămân blocate, așa că singura soluție este deschiderea unui geam lateral. Aproape toate mașinile au geamuri electrice. Dacă sistemul nu mai funcționează, atunci trebuie să-l spargem. Un ciocan special, care nu costă mai mult de 25 de lei, ar trebui să fie în mașina fiecăruia dintre noi. Geamul lateral nu se poate sparge decât dacă avem un dispozitiv cu vârf concentrator, un astfel de ciocan sau varianta breloc. Dacă nu avem așa ceva, atunci putem folosi orice obiect dur aflat la îndemână. Cam asta este zona unde putem să-i dăm cu forță să putem crăpa. Avem ochelari de protecție, mănuși de protecție și încercăm să spargem un geam. Avem un obiect dur la îndemână. Vom da în acest loc să vedem cât de repede se sparge un geam. Am mers cam a 4-a, 5-a oră. Gândiți-vă că dacă am fi într-o situație reală, scufundat sub apă, ar fi și presiunea apei care ar apăsa și iar operațiunea noastră ar fi mult, mult mai dificilă. Desigur, dacă mașina este sub apă, operațiunea va fi mult îngreunată. Nu există o lecție perfectă de supraviețuire și totul depinde de orientarea de moment și de norocul fiecăruia.